The whole world lies in darkness. Întreaga lume zace în întuneric. Because it is ruled by the prince of darkness. Pentru că lumea este condusă de prințul întunericului. That's a very interesting title the Bible gives to the devil. Este un nume foarte interesant pe care Biblia îl dă diavolului. Ruler of darkness. Conducătorul întunericului. And it is in contrast with that that Jesus said, I am the light of the world. Și în contrast cu aceasta, Domnul spunea, eu sunt Domnul luminii. You know, you come into a dark room and you switch on the light. Dacă intri într-o cameră întunecoasă și aprinzi lumina, and the light destroys the darkness. Lumina distruge efectiv întunericul. And the Bible says in 1 John chapter 3. În 1 Ioan capitolul 3, Biblia spune. And verse 8. Cu versetul 8. In the last part. În ultima parte. The Son of God appeared for this purpose that he might destroy the works of the devil. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat cu acest scop, ca să nimicească lucrările diavolului. Never forget that. Să nu uiți asta niciodată. Every work of the devil, Jesus came to destroy. Iisus a venit să nimicească orice lucrare a diavolului. And he wants to destroy it through the church. Și prin biserică vrea să distrugă lucrarea diavolului, Iisus. It's like my head. Este ca și cum capul meu. Runs the parts of my body. El conduce părțile trupului meu. My head means my brain. Adică vreau să spun creierul meu. Jesus is the brain of the church. Iisus este creierul bisericii. And this brain controls my tongue. Și creierul acesta îmi controlează limba. Controls my ears. Îmi controlează urechile. Controls my eyes, ears, hands. Îmi controlează gura, mâinile. Legs, everything. Picioarele, totul. Internal organs. Organele interne. All to work together. Toate lucrează împreună. To accomplish what the brain has planned. Ca să împlinească planul creierului. So Jesus wants to destroy the works of the devil. Deci Iisus vrea să nimicească lucrările diavolului. How does he do it? Dar cum o face? Through his hands. Prin mâinile sale. Eyes, ochii săi. Ears, limba, ochii. That's you and urechile. Me. Adică tu și cu mine. We are the members of the body. Noi suntem mădularele trupului. And like if I want to crush a snake. Ca și cum dacă eu vreau să distrug un șarpe. Și văd că șarpele se apropie. Put your foot on it and crush its head. Și creierul îmi spune, pune piciorul pe el și zdrobește capul. The head is only giving the order. Capul îmi dă doar ordinele. The leg does the job. Piciorul face treaba. You and I, tu și cu mine, suntem mădulare ale trupului lui Hristos. We don't understand how much authority we have. Nu ne dăm seama ce autoritate avem. Everybody knows the authority of Christ. Toți cunoaștem autoritatea lui Hristos. Do you know the authority of the body of Christ? Dar tu știi care este autoritatea trupului lui Hristos? So many people don't know that. Așa de mulți oameni nu o cunosc. I've seen people trying to cast out demons. Am văzut oameni care încearcă să scoată demoni. Strigă, țipă, trag de păr. For hours they try to cast. Ore întregi încearcă să scoată un demon. But we read in the Bible that Jesus cast out the demon with one sentence. Dar noi citim în Biblie că Domnul Iisus scotea demonii cu o singură frază. You don't need two sentences. N-ai nevoie nici măcar de două propoziții. God has led me to cast out many demons. Dumnezeu mi-a permis mie să scot mulți demoni. Every single one of them goes with one sentence. Fiecare demon a ieșit prin rostirea unei singure propoziții. It's not because of me, they are not afraid of me. Ei nu se temeau de mine, demonii. But the one who is in me is greater than them. Dar cel care era în mine era mai puternic decât cel care era în ei. And the same person is in you. Și aceeași persoană e în tine. Christ. Hristos. But the difference is I believe in the authority of Christ. Maybe you don't believe. Diferența este că eu cred în autoritatea Domnului Iisus. Poate tu nu crezi. You can miss in your life because you don't believe in the authority of Christ. Vezi că te poți să pierzi în viață dacă nu crezi în autoritatea Domnului Iisus. The one who is in you is greater than the one who is in the world. Cel care e în voi e mai puternic decât cel care e în lume. We must live with that authority in these last days.
Trebuie să trăim cu această autoritate în aceste zile din urmă. We don't have a worldly authority. Nu avem o autoritate lumească. But we have a spiritual authority. Ci avem o autoritate divină, spirituală. God has given us authority over all the power of Satan. Dumnezeu ne-a dat autoritate peste toată puterea diavolului. Luke chapter 10. Luca, în al 10-lea capitol. We read in verse 19. Citim la versetul 19. First of all, he said in verse 18, I saw Satan falling like lightning from heaven. În versetul 18 înainte spunea, Domnul l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Ca un fulger din cer. That teaches me something. Asta mă învață ceva. The Bible says that if I resist the devil, he will flee from me. Biblia spune că dacă mă voi opune diavolului, el va fugi de la mine. That's in James 4. Asta e în Iacov 4. At what speed will he flee from me? Dar cu ce viteză va fugi de la mine? What is the speed at which the devil runs? Care e viteza cu care el agonă diavolul? 300,000 kilometers per second. 300,000 de kilometri pe secundă. Did you know that? Știai asta? Aici scrie ca un fulger. That's the speed of lightning. Asta e viteza fulgerului. When I say Satan, in Jesus' name I resist you. Când îi spun diavole, în numele Domnului Iisus, mă opun ție. He runs at 300,000 kilometers per second. O el agonă la 300,000 de kilometri pe secundă. Asta e viteza. Dacă crezi în autoritatea Domnului Iisus. Biserica are foarte multă autoritate, însă ne comportăm ca și cum am fi neajutorați. Nu trebuie să țipăm la diavol. Predam odată la o școală biblică din India, predicam acolo. Și pe un hall ca acesta. Și după, era o sală mare ca aceasta și după ce mi-am terminat mesajul, eram un student. Am spus, hai să ne rugăm. Și a plecat o scapte la rugăciune. Și cam la 20 de metri în spate. Un tânăr student se ridică în picioare și începe să danseze acolo pe hol. Și toți erau cu capetele plecate. Și am știut că are un demon în el, care a încercat să deranjeze întâlnirea. Dacă aș fi vorbit așa cu voce tare, dacă aș fi strigat, toți ar fi ridicat capetele, s-ar fi uitat la el. Așa că m-am îndepărtat la microfon și am șoptit. În numele lui Iisus, stai jos. Nu m-a auzit nimeni. Dar el s-a așezat. Și după 6 luni, am primit o scrisoare dintr-o altă țară. Același tânăr. He said, I haven't met you, you have not met me. Spune, nu te-am întâlnit pe tine. Because after the meeting, I went away. Și nici tu nu m-ai întâlnit, pentru că după întâlnire am plecat direct. He said, I was in that meeting. Am fost la întâlnirea aceea. And you told me to sit down, and I sat down. Și mi-a spus să stau jos și am stat jos. I said, how did he hear that? Dar mi-a zis, cum ai auzit? I mean, I spoke so softly, the people sitting behind me on the platform did not hear. Am vorbit așa de încet, încât nici cei de la amvon nu m-au auzit. Then I learned one thing. Atunci am învățat un lucru. The devil has got very good ears. Că diavolul are un auz foarte bun. You can whisper, he will hear. Dacă șoptești, el te aude. We never have to shout. Nu trebuie niciodată să țipăm. We shout and scream. Dacă țipăm, strigăm. Asta o facem când nu credem. There is tremendous authority in the church. Este o autoritate extraordinară în biserică. And that is one of the things that we need to learn in our days. Și asta este lucrul pe care trebuie să-l învățăm noi în zilele acestea. Și vă spun că autoritatea nu vine cu banii, nu stă în cunoștințele biblice. Autoritatea stă în smerenie. Diavolul nu se teme de un deștept. Diavolul nu se teme de un om bogat. The devil is afraid only of a humble man. Diavolul se teme doar de un om smerit. And of a man whose life is pure. Și de un om a cărui viață este pură, curată. There are two things you need. That's all. Sunt două lucruri de care ai nevoie, atât. Purity, curățenie, and humility. Și smerenie.
Every demon will run away from you. Și fiecare demon va fugi de la tine. See Proverbs 22. Proverbe 22. And verse 4. Versetul 4. Here are the two things mentioned. Iată cele două lucruri menționate aici. The reward for humility and the fear of the Lord are riches, honor and life. Răsplata smereniei, a fricei de Domnul este bogăția, slava și viața. The fear of the Lord is what leads us to live a holy life. Frica de Domnul este cea care ne conduce spre o viață curată. So those are the two things. Deci astea sunt cele două elemente. Smerenie purity that comes from the fear of the Lord. Și curățenie care vine din frica Domnului. That brings tremendous spiritual riches. Asta produce bogății spirituale imense. Honor before God. Slavă înaintea lui Dumnezeu. And spiritual life. Și viață spirituală. We can stand before anybody. Și atunci putem sta în fața oricui. That's how we can stand before God. Așa putem sta și înaintea lui Dumnezeu. By humility and the fear of the Lord. Prin smerenie și frica de Domnul. One of my great heroes in the Old Testament is Elijah. Unul dintre marii mei eroi din Vechiul Testament este Elie. You know why? Știi de ce? Elijah and John the Baptist. Elie și Ioan Botezătorul. They are my great heroes in the Old Testament. Ei sunt marii mei eroi din Vechiul Testament. Because there was a fearlessness in them. Pentru că era They were not afraid. Pentru că nu se temeau, nu aveau frică în ei. They were bold. Erau curajoși. Elijah could stand before King Ahab. Elie se ridica în fața împăratului Ahab și îi spunea în față. John the Baptist could stand before King Herod. Ioan Botezătorul stătea în față în față cu Ioan, cu Irod și îl mustra. Very few Christians like that. Foarte puțini creștini avem astăzi. Most Christian preachers are afraid of some big people. Cei mai mulți predicatori le e frică de oamenii mari. They are even afraid of the rich people in their church. Le teamă și de bogații din biserica lor. That's why the church is Și de aceea biserica este în situația în care este. But you know what Elijah told Ahab in 1 Kings 17 and verse 1? 1 Ioan 7, 1 Împărați 17 cu 1. How did Elijah have such authority? Știi ce a spus Ilie lui Ahab? Și de unde a avut el autoritatea? 1 Kings chapter 17 and verse 1. 1 Împărați 17 cu 1. He says, as the Lord God lives before whom I stand. 1 Kings 17 verse 1. Okay. Ilie Tishbitul a zis așa: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. What did he say? Ce a spus? I stand before God. Înseamnă că eu stau înaintea lui Dumnezeu. When I stand before God, când eu stau înaintea lui Dumnezeu, Ahab, you are just a speck of dust. Tu, Ahab, ești doar un fir de praf. That is how we must be. Așa trebuie să fim noi. Every day, în fiecare zi. I want to stand before God. Vreau să stau înaintea lui Dumnezeu. Ruler of this universe, conducătorul universului. And my Father. Și Tatăl meu. And then that takes away all fear. Și asta îmi va spulbera frica. Orice ființă umană. We cannot serve God if we are afraid of the devil or afraid of human beings. Nu-l poate sluji pe Dumnezeu dacă se teme de diavolul sau de alți oameni. And one of the great weapons of Satan is to bring fear. Și una dintre armele diavolului este frica. Fear of people. Frica de oameni. What will they do to you? Ce pot să-ți facă oamenii? What will they say to you? Ce îți vor spune? What will they say about you behind your back? Oare ce te vor, cum te vor vorbi pe la spate? And I tell the devil, I don't care what they say about me. Și îi spun diavolului, dar mie nu-mi pasă ce îmi spun oamenii prin spate. See, when I was a young preacher. Când eram eu un predicator tânăr. Like all other young people. Ca și toți ceilalți tineri. I was afraid of people's opinions. Așa mă temeam de opiniile oamenilor. Ce o să zică oare despre mine? Și uneori eram ezitant să predic când erau niște oameni mari în fața mea. Apoi, într-o zi, Domnul mi-a dat un verset. Isaia, chapter 2. Isaia 2. And verse 22. Cu 22. That was a great help to me. Asta mi-a fost un mare ajutor. Sometimes when you read a scripture, you must meditate on it and not just go quickly beyond it. Uneori când citești Biblia, trebuie să meditezi, nu doar să treci așa cu vederea. Isaiah 2 verse 22. Isaia 2 cu 22. Stop regarding man whose breath of life is in his nostrils. Why should he be esteemed?
Aici în românește spune să nu ne încredem în om. În engleză este să nu-ți mai pese de om, al cărui nări nu, în care nu este decât suflare. Stop caring for people. Deci să nu-ți mai pese de oameni. De ce spun ei? De ce? Because their breath is in their nose. Pentru că suflarea, respirația lor este în nările lor. That's all. Asta e tot. They are made of dust. Ei sunt făcuți din pământ. With little breath in their nose. Sunt praf care au respirația în nări. Dacă respirația asta din nări li se ia, they become like the dust outside. Sunt exact ca praful ăsta de pe stradă. That's what the Lord told me from this verse. Asta mi-a spus mie Domnul din verset. So the Lord said, deci Domnul spune, when you see 500 people or 1000 people sitting in front of you, când ai 500 sau 1000 de oameni în fața ta, look at them like piles of dust. Uite-te la ei ca la niște stâlpi de praf. With little breath in their cu un pic de respirație, un pic de suflare în nările lor. Breath, dacă le-am luat suflarea, îți poți imagina să stai în fața la 1000, în fața 1000 de stâlpi de praf? Ți-ar fi frică de praful ăsta? Then I was not afraid after that. Mie nu mi-a mai fost frică după ce am aflat asta. It doesn't matter who they are. Și nu mai am păsat cine sunt. King, că erau împărați, președinți, cerșetori, toți sunt una. Stâlpi de praf la care, cărora Dumnezeu le-a dat respirație, pe care le poate lua. Autoritate. Avem nevoie de autoritate. Dumnezeu vrea ca noi să avem autoritate. Nu-i putem sluji lui Dumnezeu fără autoritate spirituală. Cunoștințele biblice nu sunt suficiente. A predica doar abilitatea nu este suficient. Avem nevoie de autoritate. Așa de mulți oameni când își pregătesc o predică, studiază profund, se gândesc la ceva ilustrații și nu-i rău. Dar eu spun că toate astea sunt nefolositoare dacă nu ai autoritate. Pentru că Duhul Sfânt trebuie să te susțină în ceea ce spui. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a trimis Duhul Său cel Sfânt. Ioan 15, cu 26 și 27. Jesus said in verse 26, when the helper comes, he will bear witness of me, says in the last part. Spune aici, când va veni mângâietorul sau ajutorul în engleză, el va mărturisi despre mine. I want you to see that last part. He, the Holy Spirit, deci, el, will bear witness of me. Duhul Sfânt, el Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. And verse 27, și în 27. Next verse. You will also bear witness of me. Și voi de asemenea veți fi martori. So here's a double witness. Deci iată o mărturie dublă. You think it's only me speaking? Credeți că doar eu vorbesc? No. Nu. The Holy Spirit also speaking. Și Duhul Sfânt vorbește de asemenea. I'm bearing witness and the Holy Spirit. Și eu mărturisesc, dar și Duhul Sfânt mărturisește. That is how we have to preach. Așa trebuie să predicăm. I never want to preach alone. Niciodată nu vreau să predic singur. One voice bearing witness to Christ. O singură voce să mărturisească despre Hristos. Asta va cădea la pământ. Useless. Nefolositor. But if I bear witness, dar dacă eu mărturisesc Holy Spirit bears witness, și Duhul Sfânt mărturisește, like I told you, the two wires touch, there's power. Este ca și cum două fire se întâlnesc și se aprinde lumină. So that is the authority we must seek. Deci asta este autoritatea pe care trebuie să o căutăm. Și de aceea avem nevoie de puterea Duhului Sfânt tot timpul în viața noastră. And let me tell you, dear brothers, și să vă spun, dragi frați, this is why the devil has made the doctrine of the Holy Spirit so controversial in Christianity. Acesta este motivul pentru care diavolul a făcut doctrina Duhului Sfânt atât de neînțeleasă și de controversată în creștinism. Nowadays, if you speak about the Holy Spirit, some people are afraid. Astăzi, dacă vorbești despre Duhul Sfânt, mulți oameni se vor reține. You pray for the Holy Spirit? Dacă le spui să se roage pentru Duhul Sfânt, unii au să-ți vină cu tot felul de argumente teologice, păi eu am primit totul când m-am convertit,
Alții, pe de altă parte, spun, dar mi-e teamă să nu primesc un duh rău. I asked the father for a fish, he may give me a snake. Poate mă rog tatălui să-mi dea un pește și el îmi dă un șarpe. Have they read the Bible? Păi ăștia au citit Biblia? Jesus said, will your father give you a snake when you ask for fish? A spus Iisus că tatăl îți va da un șarpe dacă cere un pește? Crezi că tatăl tău ceresc ar face așa ceva? I have seen every country. Dar de ce văd eu în toate țările frica asta? Why are people afraid to seek for the power of God's Holy Spirit in their life? De ce se tem oamenii să caute puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în viața lor? It'll make them pure. Asta i-ar curăți. You know, it's like being healthy. Este ca și cum e sănătos. Is anybody in the world afraid of being healthy? Este oare cineva în lume care nu vrea să fie sănătos? I've never met anybody in the world who's afraid of being healthy. N-am auzit pe nimeni să fie frică să fie sănătos. Why are we afraid of being holy? Și atunci de ce să-mi fie frică să fiu sfânt? Health for our body is like holiness for our spirit. Sfințenia sufletului meu este ca și sănătatea trupului. And you can try for 100 years, you cannot be holy. Poți încerca 100 de ani și tot n-o să reușești să fii sfânt. Only the Holy Spirit can make you holy. Doar Duhul Sfânt te poate sfinți. You can try to be humble. Poți încerca să fii smerit. You will be humble like human beings are humble. O să fiți smerit așa cum sunt oamenii în general smeriți. Counterfeit humility. Pentru că este umilință contrafăcută. Real humility, only the Holy Spirit can make you humble. Adevărata smerenie, doar Duhul Sfânt te poate smeri. You know, in the world also there's a type of humility. Și în lume există un gen de smerenie. You act very humble. Unde oamenii se prefac așa tare umiliți. Nu vorbești prea mult despre tine. You can see. Dar se vede. Se vede că e doar încercare umană. Jesus had divine humility. Dar Iisus are umilință divină. Și doar Duhul Sfânt îți poate da asta. E ca iubirea. Există o dragoste umană și există o dragoste divină. Doar Duhul Sfânt îți poate da iubirea Tatălui. Deci iată ce îți poate da. Îți poate da curățenia divină, iubire divină, smerenie divină, autoritate divină. Și atunci de ce ne temem? Diavolul a făcut așa o lucrare printre creștini. Nu te ruga pentru Duhul. Deja ai tot. Și care e rezultatul? Suntem fără putere, ne temem. Predicile ne plictisesc. Nu suntem curați. Ochii poftesc. Ne teamă. Suntem îngrijorați. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și asta doar prin smerenie și prin teama Domnului. Acestea sunt bogății spirituale. Primite la Dumnezeu. Pentru o viață spirituală. Am observat eu că în viața creștină Dumnezeu nu-ți dă decât ceea ce îți dorești cu adevărat după ce ești înfometat și însetat. Iisus a spus doar două pilde pentru rugăciune. Doar două pilde despre rugăciune. And in both parables there is one lesson. Și în amândouă pildele este o lecție. When you pray to God for anything. Când te rogi lui Dumnezeu pentru orice. Orice spiritual. Dacă te rogi pentru lucruri pământești, nu trebuie să te rogi așa persistent. Rogă-te odată și ajunge. Pentru că lucrurile pământești nu au valoare înaintea lui. A cere lui Dumnezeu orice lucru pământesc. Dacă Dumnezeu constată că ai nevoie de el, ți-l va da după prima rugăciune. Pentru că în ochii lui nu are o valoare. Vrei o mașină? Asta nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să rugăm mult deodată. Orice lucru pământesc. Orice pământesc. Vrei să te însori, să te măriți? Odată să te rogi, ajunge. Domnul te va călăuzi la aia perfect. Dar dacă vrei ceva spiritual, ar fi bine să te rogi așa, greu. Biblia spune,
că Dumnezeu trimite ploaia peste cei neprihăniți și peste cei neprihăniți. Asta e în capitolul 5, cu 45 din Matei. God said, God makes his sun to rise on the evil and the good, and he makes the rain to fall on the righteous and the unrighteous. El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni, și de ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Sun and rain are earthly blessings for farmers. Deci, soarele și ploaia sunt binecuvântări extraordinare pentru țărani, pentru fermieri. Și în acele zile, cei mai mulți oameni erau fermieri, în timpul lui Isus. Și cel mai important lucru de care are nevoie un țăran este soare și ploaie. Și Isus le spunea, vrei soare pe câmpul tău? Trebuie să fii una din două, fie bun, fie rău. Do you qualify? Te califici? Is anybody the one who doesn't qualify? Este vreunul din lumea asta care nu se califică? You want rain on your field? Bine, sau vrei ploaie? You must be righteous or unrighteous. Trebuie să fii una din două, neprihănit sau drept sau nedrept. Do you qualify? Te-ai calificat? Material blessings are given to everybody. Binecuvântările astea pământești sunt date tuturor. But you want spiritual blessings. Dar tu vrei alte binecuvântări spirituale? Smerenia și frica de Domnul. Astea nu sunt pentru toți. Sunt pentru cei care se roagă sincer. Iisus a spus doar două pile pentru rugăciune. Una era în Luca 18, cu 2 până la 8. Acolo vorbește despre o văduvă care spune în versetul 3 că s-a dus la un judecător și tot venea la el și tot venea și spunea, dă-mi protecție împotriva dușmanului meu. Asta este ca și un credincios care merge la Dumnezeu și spune, Doamne, păzește-mă de diavol. Și spune că a tot mers femeia asta la judecător din nou și din nou. Și până la urmă a primit ce a vrut. Și Iisus a spus în versetul 7. În versetul 7. Nu credeți că Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui care zi și noapte strigă către El? Cui răspunde Dumnezeu la aceste rugăciuni? Celor care se roagă zi și noapte. Doamne, vreau asta. Vreau biruința asupra păcatului. Vreau să biruiesc păcatul din viața mea. Vreau ungerea lui Dumnezeu în viața mea. Vreau darul profeției. Vreau să te slujesc pe tine. Nu vreau să-mi risipez viața. Fiecare zi a vieții mele trebuie să împlinească voia ta. Te rogi tu așa? Pentru lucrurile spirituale? Avem nevoie și de pâinea de toate zilele. Dar dacă ne rugăm o dată ajută. Dar aceste lucruri spirituale, ca și văduva aceea, zi și noapte, trebuie să continuăm, să perseverăm în rugăciune. A doua pildă pe care Iisus a spus-o pentru rugăciune. Luca 11, la 5 la 13. Despre omul care s-a dus la vecinul lui să-i ceară pâine în toiul nopții. Din nou, același mesaj. A trebuit să bată, să bată, să bată până i s-a deschis ușa. Și Iisus a spus în Luca 11:13, așa să vă rugați pentru Duhul Sfânt. Asta nu e rugăciune pentru soare și pentru ploaie. Pentru soare și ploaie nici măcar nu trebuie să te rogi, că oricum Dumnezeu le va da. Uită-te la țăranul ăla, fără teamă de Dumnezeu. Primește ploaie. Primește soare. Just like the God-fearing farmer. Întocmai ca și țăranul care se teme întru totul de Dumnezeu. Însă el nu poate primi puterea Duhului Sfânt. El primește mâncare. El are o mașină. Poate are mai multe mașini decât creștinul. Earthly things God gives everybody. Lucrurile astea de pe pământ Dumnezeu le dă tuturor. I've heard the Muslims say. Am auzit pe un musulman care spunea Persian Gulf area. Din Golful Persic. This is what the Muslims say.
Așa spun musulmani acolo. Allah is the true God. Allah este adevăratul Dumnezeu. Because he's given us all the oil. Pentru că ne-a dat nouă tot petrolul. The whole world comes to us for oil. Toată lumea vine și ne cere petrol. And it has made us rich. Și ne-a îmbogățit. Look at all the rulers of the Muslim countries. They are so rich. Uitați-vă la toți conducătorii din țările musulmane, sunt putreți de bogați. The whole world goes begging to them for give us oil. Și toată lumea le cerșește ulei, petrol. They say this is because Allah has blessed us. Și asta pentru că Allah ne-a binecuvântat. Look at Israel, no oil there. Ia uitați-vă la evrei, ei n-au petrol. There's so many countries in Europe, no oil. Uitați-vă la europeni, n-au petrol. What is it true? Care e adevărul? Is it true that Allah is the true God? Ce e asta? Ce dovadă este că iubesc pe Dumnezeu? Soarele, ploaia, uleiul, petrolul. Dumnezeu le dă tuturor. Dar puterea Duhului Sfânt Allah nu poate da. Și nimeni nu ți-o poate da. Doar Iisus botează în Duhul Sfânt. Deci lucrurile cu adevărat valoroase sunt cele spirituale. Nu petrol, nu soare, nu mâncare, nu mașini, nu haine. Ci puterea Duhului Sfânt. Autoritatea Duhului Sfânt. De ce l-a uns Dumnezeu pe Domnul Iisus cu autoritatea Duhului Sfânt? Iisus a avut autoritatea Duhului Sfânt să trăiască 30 de ani. Și la vârsta de 30 de ani a primit ungerea cu autoritate. Și noi avem nevoie de asta. Și motivul era timp de 30 de ani Dumnezeu l-a încercat pe Fiul Său în Nazaret. Mulți oameni nu știu ce s-a întâmplat în cei 30 de ani. Dar îți spun două lucruri pe care Domnul le-a făcut în cei 30 de ani. Și am găsit doar două versete în sensul acesta. Ne spune ce s-a întâmplat în cei 30 de ani din Nazaret. Evrei 4, cu 15. What was Jesus doing in 30 years? Ce a făcut Iisus în primii 30 de ani? He was being tempted in all points as we are. Era ispitit în toate punctele, exact ca și noi. 30 years. Ispitit în toate lucrurile, 30 de ani. See, when he was 3 years old, când avea 3 ani, he could not be tempted with sex. Nu putea fi ispitit de păcatul sexual. Păi pe unul de 3 ani nu poți să-l ispitești cu păcatul sexual. La vârsta era ispitit cu a asculta sau nu asculta de părinți. Așa că la 3 ani era ispitit cu asta. Când a ajuns el pe la 12, 14, 15 ani, a fost ispitit cu problema sexuală. Dar nu era ispitit încă cu bani. Asta veni mai încolo, când lucra ca și tâmplar. Atunci a fost ispitit de iubirea banilor. Do you want to be a rich carpenter? Ai vrea să fii un tâmplar bogat? Or do you want to be a loving, good kind? Sau ai vrea să fii un tâmplar iubitor și bun? It's a temptation. E o ispită. Do you want to help the poor people? Vrei să ajuți pe săraci? Or do you want to make a lot of money? Sau vrei să te îmbogățești? That came only when he was working. Și asta a venit numai atunci când lucra. And then later on, mai târziu, when he became a famous preacher, he was tempted with fame and honor. Când a venit un predicator faimos, era ispitit cu faima aceasta și cu cinstea. So Jesus was tempted in everything we were tempted with. Deci Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca noi. În toți cei 33 de ani. That is what is happening in 30 years. Deci asta s-a întâmplat în primii 30 de ani. In the other verse, și celălalt verset, which happened in 30 years, care spune ce s-a întâmplat în cei 30 de ani, e în Luca al doilea capitol. Evanghelia după Luca 2. It says in verse 51. Versetul 51. This is speaking about the time when he went back from Jerusalem at the age of 12. Ai spune când s-a întors la Ierusalim la vârsta de 12 ani. Verse 51. He went to Nazareth and he continued in subjection to Joseph and Mary for 30 years. A venit la Nazaret și era supus Mariei și lui Iosif 30 de ani. All those 30 years. Acești 30 de ani. Joseph, I think, died by the time was
Jesus was maybe 18 or 19. Când Iisus avea 18-19 ani, probabil că tatăl său Iosif murise. That was also part of Jesus' education. Și asta a făcut parte din educația Domnului Iisus. He had to learn how to take the responsibility as an elder son. A învățat să ia pe umele sale responsabilitatea unui fiu mai mare. He had different members in his home. Mai avea câțiva frați acasă. We read in Mark chapter 6. Citim în Marcu 6, that verse 3, cu 3. He's called here the son of Mary. Este Matei 6, Marcu 6 cu 3 spune Iisus fiul Mariei. Why is he called the son of Mary? De ce se numit feciorul Mariei? Joseph had died. Iisus murise. Iosif murise. De aia se numește feciorul Mariei. Și el mai avea patru frați. Joseph, Judas and Simon. Iacov, Iose, Iuda și Simon. Two of them wrote books in the Bible. Doi dintre ei au scris cărți din Biblie. James wrote one book. Iacov a scris o carte. And Jude, he wrote another book. Și Iuda a scris și altă carte din Noul Testament. Asta este înainte de Apocalipsă. But they were not believing when Jesus was with them. Dar când Iisus, dar frații lui au crezut în el doar după înviere, înainte nu. And he had sisters. Și avea Iisus două surori. We don't know how many. Adică avea surori, nu știm câte. This indicates at least two. Dar aici indică cel puțin două. Maybe three, I don't know. Poate trei, nu știu. So that means he had four sisters and four brothers and two sisters at least. Deci asta înseamnă că avea Domnul Iisus patru frați și cel puțin două surori. Plus his mother, pe lângă mama sa. Himself, mai era și el. So there are eight people in that home. Deci în casa aceea erau opt oameni. So he had to support a family of eight people. Și el trebuia să susțină o familie de opt oameni. As a poor carpenter. Ca un tâmplar sărac. You know what about you learn when you have to support eight people in a family and you're working as a poor person? Știi ce te poate învăța Dumnezeu când ai o familie săracă și tu ești un tâmplar sărac? You learn to be very careful with money. Înveți să fii foarte atent cu banii. Many people today have not learned that lesson. Mulți oameni n-au învățat să fie să îngrijească de bani. Therefore God cannot commit spiritual authority to them. Și de aceea Dumnezeu nu le poate da autoritate spirituală. If some of you are poor, dacă unii dintre voi sunteți săraci, just praise the Lord. Lăudați-l pe Dumnezeu. Because you learn to be careful with money. Pentru că tu înveți să fii atent cu banii. Știi să prețuiești banii. More than rich. Mai mult decât știu bogați. Rich people throw away money because they got bogații aruncă banii pentru că au mult. I remember when my wife and I got married. Mi-amintesc când eu cu soția mea ne-am căsătorit. We were so poor. Eram atât de săraci. Very, very poor. Extrem de săraci. That we had to be careful with every cent we spent. Eram atenți la fiecare cent pe care îl cheltuiam. We had to be very, very careful. Eram foarte, foarte atenți. That is where God taught both of us to be careful with money. Și acolo ne-a învățat Dumnezeu pe amândoi să fim chiverniciți cu bani. It's only when we are careful with money that God can give us spiritual authority and riches. Și doar când știm să folosim corect banii, Dumnezeu ne va da alte bogății spirituale. See Luke 16. În Luca 16. And verse 11. Cu 11. Luke 16 verse 11. If you are not faithful with unrighteous mammon, who will give you the true riches? Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința vouă adevăratele bogății? That means when God gives you money, if you're not faithful with that money. Asta înseamnă dacă Dumnezeu îți dă bani și tu nu-i chivernisești cum trebuie. Dumnezeu n-are să-ți dea bogății spirituale. Știi ce înseamnă bogății spirituale? În primul rând, descoperire din Cuvântul lui Dumnezeu. Knowledge of the word of God. Eu n-am nevoie să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. You can study the word of God like you study a book of chemistry. Poți studia Biblia ca pe o carte de chimie, de exemplu. And get a PhD in the Bible like you get a PhD in chemistry. Și să iei un doctorat în Biblie, cum ai lua un doctorat în chimie? What is that? Și ce legătură are? Knowledge. Asta este cunoștință în capul tău. That's what they give in all the Bible colleges. Asta se predă la toate școlile biblice. Revelation. Dar descoperire, asta e altceva. No Bible college can give you that. Nici o școală biblică nu-ți poate da asta. Nici măcar eu nu-ți Only pot the da. Holy Spirit. Doar Duhul Sfânt. Nobody can give you spiritual revelation. Nimeni nu-ți poate da o descoperire biblică. That is the riches. Asta este bogăția. How you get those riches? Și cum le capeți? Be faithful with money. Fii credincios cu banii. Another riches. O altă bogăție. The nature of Jesus Christ inside you. Firea Domnului Iisus să fie în tine. His humility. Smerenia His lui. Purity. Curățenia His lui. Love.
dragostea Lui, bunătatea Lui. Astea sunt adevăratele bogății. Le vrei? Atunci trebuie să fii atent la bani. Autoritate spirituală, asta e bogăția adevărată. Și cum o primești? Spune aici că trebuie să fii credincios în modul în care cheltuiești banii. Un alt verset vă arăt. În versetul 10 din Luca 16. He who is faithful in a very little thing will also be faithful in much. Cine este credincios în cele mici, este credincios și în cele mari. What is this very little thing? Care sunt aceste lucruri mici? Money. Bani. We need to understand that money is a very little. Trebuie să înțelegem că banii sunt un lucru foarte mic. How many of you believe that money is a very little thing? Câți dintre voi credeți că banii sunt un lucru mic? It'll change your life. O să schimbe viața dacă crezi asta. Most people in the world think that money is the biggest thing in the universe. Cei mai mulți oameni în lume cred că banii sunt cel mai mare lucru din univers. Especially a lot of young people. Mai ales tineri. Oh, if I had so much money, how happy I would be. Oh, dacă aș avea atâția bani, ce bucuros aș fi. You're not a Christian. Dar nu ești un creștin dacă ești așa. Ai nevoie să fii umplut de Duhul Sfânt. Și când ești umplut cu Duhul Sfânt, îți dai seama că banii sunt nimic. Al treilea lucru despre bani, în versetul 12. Toate, de fapt, toate astea sunt în versetele 10, 11 și 12. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? What is another's? Ce înseamnă lucru altora? Banii. Banii. Do you know that your money doesn't belong to you? Știi că banii tăi nu s-ai tăi? You thought it was yours. Credeai că s-ai tăi, nu? It is in your name in the bank account. Păi dacă sunt pe numele tău, în contul tău. Totuși nu sunt banii tăi. It belongs to God. Banii tăi aparțin lui Dumnezeu. You know, in the Old Testament God said, "Give me 10%." În Vechiul Legământ, Domnul spunea Dumnezeu, dă-mi zeciuială, 10%. Și oamenii erau atât de înguști, încât credeau că 10% e a lui Dumnezeu și 90% e a lor. Absolut fără niciun sens. Toți banii îi aparțin lui Dumnezeu. Am să-ți arăt un verset. Corinteni 1 cu versetul 10. There's so many verses in the Bible we haven't read properly. 1 Corinteni capitolul 10. Sunt atâtea versete pe care 1 Corinthians 10:26. 1 Corinteni. Earth is the Lord's and all that it contains. Pământul este al Domnului și tot ce este pe el. Was that written in the Old Testament? Asta era scris în Vechiul Testament? Yes. Da. See Psalm 24 verse 1. Uită-te în Psalmul 24 cu 1. Psalm 24 and verse 1. În Psalmul 24 cu 1. What does it say there? Ce spune acolo? The earth is the Lord and everything contained in it. Pământul este al Domnului și tot ce este pe el. And for those people who read quickly so that they don't read it carefully. Și pentru aceia care citiți repede și nu aveți atenție. It's repeated again in Psalm 50 verse 12. Se mai repetă o dată în versetul în Psalmul 50 cu 15. You know why some verses are repeated in the Bible? Știi de ce se repetă unele versete în Biblie? Because God knows some people read very fast. Pentru că știe că unii oameni citesc foarte repede. So if he doesn't catch you the first time, he doesn't read. Și dacă nu o se prinde din prima, o prinde de a doua. It's like these check posts. Este exact ca și punctele astea unde te verifică. So here's the second time, Psalm 50 verse 12. În Psalmul 50 cu 12. The world is mine, God says, and everything in it. Spune Dumnezeu că lumea mea. Psalm 50 and verse 12. Everything in the world is mine. Totul ce este în lumea al meu. Lumea și tot ce cuprinde ea. My money belongs to God. Deci banii mei îi aparțin lui Dumnezeu. And that's why it says in 1 Timothy chapter 6. Și de aceea spune în 1 Timotei capitolul 6. Yes. We read in verse 7. Citim în versetul 7. This is a very interesting verse. Foarte interesant versetul ăsta. We brought nothing into the world, so we can't take anything out of it. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din lume. How much money did you bring when you came to the world? Tu când ai venit în lume, câți bani ai adus cu tine?
How much money are you going to take out? Și câți bani o să iei cu tine? You see these dead people, if you examine their pockets. Vezi, la morți ăștia, dacă duci prin buzunare, there's no purse there. Nu se le găsește niciun bănuț, niciun portofel, dar de ce? Can't take anything out. N-are rost, nu poți să ia nimic cu ei. You've never came, so you can't take anything out. N-a adus nimic și nu pleci cu nimic. Is it clear in the Romanian? Here in English, yes, it's very clear. Yes, it's very clear, yeah. Why can't we take anything out? Și de ce nu putem să luăm nimic cu noi? Is there a reason given there? Este Why can't we take anything out? De ce nu putem să luăm nimic cu noi din lume? În engleză spune, în engleză spune, nu putem să luăm nimic din lume pentru că n-am adus nimic în lume. It's like, you know, și în română. Supposing you go with your little 3-year-old boy to visit somebody's house. Se presupune că mergi în vizită cu băiatul tău de 3 ani la cineva. And while they're in that house, și când ești în acea casă, oamenii sunt așa de buni, ei sunt drăguți, îi lasă pe copilul tău să se joace cu jucării pe acolo. Și când pleci de acolo, trebuie să-l verifici pe băiat prin buzunare. E pentru mine, nu? A, zic, uite, o mașinuță. Spui, fiule, trebuie să lăsăm aici. And he says, Mommy, why? Da, de ce? Because when we came with nothing. Pentru noi când am venit, so we have to go with nothing. În casa oamenilor am venit cu nimic și când plecăm trebuie să plecăm cu nimic. That is what this verse says. Păi asta spune versetul. When you came into this world, my son, you came with nothing. Fiul meu, când ai venit în lumea asta, ai venit cu nimic prin buzunare. Before you go, you empty your pocket. Așa că înainte să pleci, scoateți portofelele. But God allows bani. You to play with these little toys in his house for 70 years. Te lasă pe pământul ăsta 70-80 de ani să te joci cu jucăriile astea, cu bani. Cu bani, cu case, cu mașini, minunile astea. Dacă e timpul să pleci, tai, spune, golește buzunarele și... Și ce dovedește asta? Trebuie să fii copilașului, fiule, mașinuțele alea nu sunt ale tale. Oamenii aceștia drăguți ți-au permis să te joci, fiule, 2-3 ore. Așa te lasă și Dumnezeu să te joci cu mașini, cu case vreo 80 de ani. Pământuri, terenuri. Și când se termine jocul, se termine joaca, spune, hai că e timpul să plecăm acasă. Scoate ce ai prin buzunare, că nu ți-a aparținut ție. Have you understood that money is a very little thing? Înțelegi că banii sunt niște lucruri foarte mici? Înțelegi că banii aparțin al cuiva? Atunci fii credincios. And you will get spiritual authority. Și o să primești autoritate spirituală. You know, when I was a young preacher. Când eram eu un predicator tânăr. And I said, Lord, how can I have spiritual authority when I preach the word of God? I-am spus Domnului, Doamne, cum să am autoritate când predic cuvântul Tău? Am auzit atâția predicatori care mă plictiseau de moarte în viață. Chiar și din aia care spuneau că au botezul Duhului Sfânt. Și care vorbeau în limbi. I-ascultam și adormeam. Doamne, cum să am adevărată autoritate divină în viața mea? Doamne, dacă mă faci predicator, să predic cu autoritate. Altfel, mai bine să tac din gură și să nu-i fac pe oamenii ăștia să-și pierdă timpul. Și Domnul mi-a spus două lucruri. Unu, you must be faithful with money. Trebuie să fii credincios în privința banilor. Not just righteous with money, nu doar neprihănit cu banii, but faithful with ci credincios în privința banilor. What is the difference between being righteous with money and faithful with money? Care e diferența dintre a fi drept în privința banilor și a fi... Righteous with money means this. A fi drept cu banii înseamnă așa. That means I don't cheat others. Înseamnă că sunt drept, da? Deci nu înșel pe alții. I don't sign false statements to make money. Nu fac să, eu știu, declarații false ca să fac bani. Bribes from anybody. Nu iau mită de la nimeni. And I don't steal. Nu fur. And I don't borrow. Și nu împrumut. If I borrow, I give back as soon as possible. Și dacă împrumut, dau cât pot de repede înapoi. Even if I borrow a book. Și chiar dacă împrumut o carte. I must not keep it. Nu trebuie să o țin la mine pentru totdeauna. O duc înapoi la timp. Nu trebuie să am nimic ce aparține altcuiva.
Asta înseamnă dreptate, neprihănire. Credincioșie însă e ceva mai înalt. Asta înseamnă că pe lângă faptul că sunt corect, sunt drept, acum cu banii mei câștigați corect, fără înșelăciuni, fără datorii, cu banii mei câștigați corect, nu permit să-i risipesc. Trebuie să fiu credincios în felul în care cheltui. That I spend the minimum necessary for myself. Să cheltui cât pot de puțin, minimul necesar pentru mine însumi. Acum, o să-mi zici, frate, de ce ești așa de strict? Păi Domnul mi-a dat. Bine, atunci să știi că nu o să ai autoritate când predici, când vorbești. Am văzut asta. Când aud eu câte un predicator care mă plictisește, chiar dacă nu știu nimic despre viața lui intimă, îți pot spune că omul ăsta nu-i credincios cu banii lui. Al doilea lucru. Sunt doar două lucruri. Odată să fii credincios cu banii tăi. Și al doilea spune Domnul să fii credincios cu gura ta. Banii și gura ta. Ieremia 15 cu 19. Here it says in the middle of that verse, if you take away the precious from the take out the precious from the worthless, you will become like my mouth. Dacă veți despărți ce este de preț, de ce este fără preț, veți fi ca gura mea. La verset, la mijloc, spune. Adică vei vorbi pentru mine. Știi ce înseamnă asta? Sunt atâtea lucruri pe care am vrea să le vorbim noi. V-aș spune 1000 de lucruri. Însă eu trebuie la astea 1000 de lucruri să mă uit și să selectez doar lucrurile de preț. Doar lucrurile de preț. Și să renunț la restul și să vă spun cu gura mea doar lucrurile care au valoare. Asta înseamnă, odată, că nu trebuie să vorbesc de rău pe alții. Nu trebuie să fiu unul care umblă cu bârfa peste tot. Și nu trebuie să rănesc pe nimeni prin cuvintele mele. Nu trebuie să mă mâni prin cuvintele mele. Make fun of other people with my words. Nu trebuie prin cuvintele mele să-mi bat joc de alții. I must not use words that are bad words. Nu trebuie să folosesc cuvinte rele, jignitoare. I must be very careful with my mouth. Trebuie să fiu foarte atent cu gura mea. I'll never forget the story I heard. N-am să uit niciodată întâmplarea pe care am auzit-o. There was a man who spoke in a meeting. Believer. Era un ină? In a meeting, he was speaking. Era un credincios care a vorbit la o întâlnire și spune așa, când eram copil, era un băiat la noi la școală care avea ochii așa încrocișați. Nu se putea uita în era să uite așa, cu la făină. Așa sunt unii oameni, știi, cu problemă. Problemă din naștere. Spunea, el obișnuia să mă uit la băiatul ăsta și să-mi bag joc de el. Spuneam, ia, uite-te la mine, și îmi băteam joc de el. Dar am crescut, m-am însurat și am un copil și are ochii exact așa. Și spunea omul ăsta la întâlnirea asta, dragi frați și surori, niciodată să nu-ți bagi joc de unul care are un defect pe care tu nu-l ai. N-am uitat niciodată asta. Do you make fun of other people who have some defect? Tu îți bagi joc de alții care au un defect? No wonder you don't have any authority when you speak. Nici nu mă mir că n-ai autoritate când vorbești cuvântul lui Dumnezeu. I never want to make fun of anybody. Nu vreau niciodată să-mi bagi joc de nimeni. Be careful with your money. Aveți grijă, fraților, la cum vă cheltuiți banii. Și aveți grijă la gura voastră. Vrem autoritate spirituală în viața noastră. Să ne rugăm.
Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în ceruri, help us to have spiritual authority in our life. Ajută-ne să avem autoritate spirituală în viața noastră. Să te putem sluji cu credincioșie. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.